Biblioteca județeană Petre Dulfu Baia Mare este de aseară gazda Salonului Anual 2016, de când și-a deschis porțile pentru publicul iubitor de artă. În fapt, este vorba de o expoziție de pictură și fotografie organizată de Uniunea Artiștilor Plastici, sucursala Baia Mare, în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș. Lucrările reunite sub genericul Salonul Anual 2016 sunt semnate de Lucia Bratu, Doina Dascălu, Radu Gheorghean, Cristina Ignatiuc, Maria Maciu, Victor Mihalca, Ioan Mihali, Traian Mârza, Cristian Oprea, Bogdan Roman, Felician Săteanu, Jol Silaghi, Amalia Suruceanu, Ilie Tudorel și Elisabeta Vereș. Maramureșenii care vor să vadă lucrările artiștilor amintiți pot trece pragul Salonului Artelor al Bibliotecii Județene până în 16 septembrie.